Hunedoara 1 TV a făcut public încă din luna mai scandalul privind suma uriașă de aproape 1 milion de euro, bani publici din bugetul local, cheltuiți de cei care s-au angajat să promoveze echipa de handbal CSM Deva în Liga Florilor. La finalul sezonului, administrația locală și conducătorii clubului de handbal n-au putut să se evidențieze decât cu lipsa de performanță realizată, în schimb, pe o mulțime de bani cheltuiți din taxele și impozitele plătite de deveni. Ieri s-a pus cruce oficial handbalului devean, iar puținele handbaliste rămase sub contract la CSM Deva au fost anunțate că echipa de senioare își încetează activitatea. Secția de handbal de la Clubul Sportiv Municipal Deva va continua doar la nivel de juniori. Și fotbalul feminin și futsalul și-au încetat activitatea atât la nivel de seniori cât și la juniori. Asta după ce echipa de futsal CSM Deva a câștigat Cupa României. Surse din mediul sportiv spun că este aproape cert că nici echipa de fotbal de seniori de la CSM Deva nu se va mai înscrie în Liga a treia, pentru că nu mai sunt bani la bugetul local. Unul dintre motivele invocate de administrația locală, cea care a pus cruce sportului devean la nivel de echipe de seniori.